Povești cu îngeri. Copilul și îngerul. A fost odată un băiețel care și-a dorit foarte mult să întâlnească un înger. Auzise el că îngerii sunt frumoși și buni și într-o zi a pornit în căutarea unui înger. Știa foarte bine că nu o să fie o simplă plimbare, așa că, înainte de a porni, și-a umplut bine gentuța cu dulciuri și cu multe sticluțe cu apă, ca să-și mai potolească foamea și setea din când în când. Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa lui, a zărit un parc mare și umbros și i s-a gândit să-și tragă puțin sufletul înainte de a porni iar la drum. S-a așezat pe o bancă lângă un bătrân trist și amărât, dar cu o față luminoasă, care se uita atât de plictisit la porumbeii ce scormoneau și ei asfaltul, în speranța că or mai găsi câte ceva de ale gurii. Băiețelul și-a pus gentuța în brațe și a scos din ea o sticluță de apă și, când să guste din ea, a fost întrerupt de privirea bătrânului, care se uita la el cu o flămânzeală de parcă voia să îl mănânce cu tot cu papuci. Făcându-i se milă, băiatul i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată, bătrânul i-a oferit un zâmbet. Atât de minunat și de radiant a fost zâmbetul bătrânului, încât băiețelul i-a oferit și o sticluță cu apă, doar va mai primi încă un zâmbet atât de frumos. Fără nicio ezitare și fără nicio reținere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului. Toată după amiaza au stat acolo pe bancă, mâncând și bând, fără să își spună vreun cuvânt unul celuilalt. Pe când se înnopta, băiatul simți prezența oboselii și se hotărâ să o ia către casă, mulțumit de bucuria pe care i-o făcuse bătrânul, din care radia atâta dragoste. Nici nu apucă bine să facă doi pași, că dă fuguța înapoi să îl îmbrățișeze pe colegul său de bancă. Bătrânul, surprins de fapta copilului, cu doi stropi de lacrimi în ochi, tot ce i-a putut oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi. Ajuns acasă, mama băiatului îl întâmpină. Surprinsă de expresia feței lui, plină de fericire, dânsa îl întrebă: "Ce ai făcut tu azi de ești așa de fericit? Cine ți-a adus această fericire?" Copilul îi răspunse: "Am stat la masă cu un înger." Și înainte ca mama lui să apuce să-i răspundă, a mai adăugat: "Și ceva? Are cel mai frumos zâmbet dintre toate pe care le-am văzut vreodată, cu toate că e mai bătrân decât mi-l închipuiam." Între timp, bătrânul a ajuns și el acasă și fiul său, observând privirea pașnică a tatălui, nu a putut să nu îl întrebe: "Tata, ce ai făcut azi de ești așa fericit? Cine ți-a adus această fericire?" Iar el i-a răspuns: "Am mâncat în parc dulciuri cu un înger." Și înainte ca fiul său să apuce să-i răspundă, a adăugat: "Știi ceva? Este mult mai tânăr decât mi-l închipuiam." Prea des subapreciem puterea unei îmbrățișări, a unui zâmbet, a unei vorbe bune, a unei urechi ascultătoare, a unui onest compliment sau a unui simplu act de bunătate și milă. Toate acestea au puterea de a face dintr-o zi obișnuită o zi specială sau chiar să schimbe întregul fir al vieții unei persoane. Și toate acestea sunt cele mai simple și obișnuite manifestări prin care lucrează bunătatea și dragostea divină. Copilul și îngerașii. Pe vremea aceea, de demult, în care florile erau mari, aproape cât casa, iar musculițele doar cât grăuntele de mac,
pe când era mereu ziua de vară și soare, iar în loc de ploaie, plantelor le erau de ajuns boabele de rouă, s-a întâmplat un lucru foarte rar și ciudat, care nu se mai întâmplase niciodată. Un copilaș a început să plângă. Și plângea și plângea în hohote. S-au speriat mai întâi firele de iarbă. Ele au trimis micuțele gâze să anunțe întreaga făptură de noutatea tristă. Florile și-au desfăcut toate petalele de uimire, iar în aer plutea întrebarea: de ce oare? Din floare în floare și din gâză în gâză, vestea a circulat repede, până când a ajuns la urechiușele îngerașilor. Iute, ei au zburat până în poienița unde copilul se zguduia de plâns. Ei, gata, oprește-te puțin, trebuie să ne spui ce s-a întâmplat, ca să te ajutăm, grăi blând unul dintre îngerași. Orice ar fi, noi găsim rezolvarea, îi spuse altul. Copilul privi la îngerași prin perdeaua de lacrimi. Se liniști treptat, pentru că îngerii erau atât de frumoși. Acum ne poți spune despre ce este vorba? Îl întrebară curioși toți îngerașii. Da, rosti încet copilul. Am visat urât, asta-i tot. E primul meu vis urât. Mi-e frică de vis și de ce am visat. Ce-ai visat? Ce-ai visat? Săriră iar îngerașii cu toții. Am visat un alt copil care semăna cu mine. Parcă eram tot eu sau fratele meu geamăn. Deși eu n-am niciun frate geamăn. Așa, și... Copilul începu iar să scâncească. Poate e prea dureros ca micuțul să-și amintească acum de vis, discutară îngerii între ei. Nu, chiar vreau să vă povestesc, ca să-mi explicați, continuă copilul. Și copilul acela era tot în acest loc frumos, ca și mine, numai că nu-i plăcea să se joace cu fluturii, nici să admire florile, ba nici măcar să râdă. Era un copil trist? Interveni un îngeraș. Nu, nu era trist, era rău. Avea o față așa că mă speria. Prindea musculițele și le omora. Jumulea florile de petale, iar fluturii sărăcuții le smulgea aripile. Și după ce făcea toate acestea, râdea, râdea foarte urât. Atât de urât încât frunzele pădurii se zburleau de groază. De-aia plâng de mila fluturașilor și a florilor și a gâzelor și de mila acelui copil rău. Și mi-e frică, nu cumva așa mă voi face eu? Așa urât, chimonosit și rău? De ce? De ce am visat așa urât? Copilul se puse iarăși pe bocit, dar îngerașii îl înconjurară, îl mângâiară cu aripile lor și îl liniștiră. Uite ce e, luă cuvântul unul dintre ei. Noi o să ținem un sfat aici, în poieniță. Tu, între timp, o să te joci numărând toate culorile florilor de aici. La sfârșit, o să ți dăm un răspuns cât mai adevărat. Ce zici? De acord, dar să nu stați mult, te însenină copilul. Îngerii se așezară pe fotolii de crin. Deși nu era prea cald, acolo niciodată nu era prea cald, ei își legănau aripile ca pe niște vantaie uriașe, ușor îngrijorați. Ce să fie aceasta? Un semn? Un semnal? Zise unul dintre ei. Să-l vestească cineva și pe arhanghelul Mihail, ca și pe stăpânul nostru și pe împărăteasă, zise altul. Dacă vreți, mă duc chiar eu. Du-te, ce mai stai, îl îndemnară ceilalți în cor. Mai iute decât vântul și decât gândul,
Îngerul zbură spre înălțimi. Fotoliul său, un crin imens, galben, își închise petalele, punând că-i păstrează locul îngerului până la întoarcere. Oare și copilăria se va rupe de rai? Zâmbetul de copil să devină rânjet? Mi se pare imposibil. Continuă sfatul unul dintre îngerii rămași. Crezi că nu? Lupta oamenilor e mare. De la păcatul acela de demult, orice a devenit posibil în lumea lor. Și cu cât trece timpul, cu atât lupta e preluată mai mult de copii. Ei mai reușesc să aducă raiul pe pământ. Dacă nici ei nu vor mai lupta, atunci ce va fi? Dar de ce copilul a plâns? Dar de ce copilul a plâns? Eu nu înțeleg de ce a plâns, punctă alt îngeraș. Eu știu de ce a plâns. Pentru că el nu vrea să fie rău, ci vrea să lupte. De aceea a plâns, răspunse cuvincios un serafim. Dar ceva trebuie să facem ca să ajutăm pe toți oamenii și în primul rând pe copii. Să ne gândim cum i-am putea ajuta și să așteptăm de asemenea răspunsul solului nostru, care ar trebui să vină. A, uite-l! Exclamară îngerii. Deodată apăru în mijlocul poieniței o lumină strălucitoare, fără a fi supărătoare. Înăuntrul luminii era împărăteasa îngerilor, preacurata Fecioară Maria. Solul era umil în urma ei, însoțit de Arhanghelul Mihail și de alți îngeri. Copilul se opri din număratul culorilor de flori. Am ajuns la 99, grăi el, venind bucuros spre împărăteasă. Mai ai multe de numărat, dar lasă asta. Vino, ca să-ți spunem o mare taină. Îl chemă preacurata cu vocea lină. De emoție, toate florile din poieniță leșinară. Îngerii erau gata să cadă de pe fotoliile lor. Doar crinul regal, ceremonios, își întinse petalele catifelate, oferindu-le drept tron împărătesei. Firele de iarbă îngenunchiaseră și ele. Împărăteasa se așeză pe tron. Îngerii veniră în fața ei, ordonați și cu minți. Băiețelul se așeză pe o cochilie de melc, lângă tronul Maicii Domnului. Aceasta grăi către copil și către toți. Visul acesta nu a fost întâmplător. Este posibil, într-adevăr, ca și copiii, chiar dacă ar trebui să fie nevinovați, să ajungă altfel, caricaturii de copii, răutăcioși. Copilul nostru ne-a arătat însă că nu ar vrea să fie astfel și nici noi nu am vrea să se ajungă la așa ceva. De aceea, iată ce avem cu toții de făcut și iată spre ce trebuie să-i îndemnăm pe oamenii mari. Rugăciune cu tot sufletul, pentru toți oamenii. Vorbele noastre, ale tuturor, să fie în slujba adevărului, blândeții și păcii. Cântecele care răsună în lume să înalțe sufletele spre Dumnezeu, prin armonia sunetelor, vocilor, prin profunzimea cuvintelor lor. Faptele bune să prisosească pe tot pământul, fiind gonită invidia, necinstea și ura. Dar, măicuță, ce să facem cu oamenii care nu vor așa, care sunt indiferenți sau răi? Îndrăzni să întrebe un înger. Să-i câștigăm treptat, prin răbdare și bunătate. Să nu-i respingem, să nu-i judecăm. Nu suntem noi mai presus de judecătorul tuturor, de Domnul nostru. La auzul acestor cuvinte, îngerii se plecară adânc, iar florile se lipiră și mai mult de pământ.
copilul își făcu semnul crucii respectuos. Deci, visul meu nu a fost un simplu vis? Mai spuse el. Nici de cum. Dumnezeu, creatorul și stăpânul nostru, va găsi o cale prin care să scape copiii și pe toți cei care vor vrea de urâciunea răutății, de rânjetul întristător al biruinței răului și să-i ducă la veșnica frumusețe a raiului. Așa să fie, măicuță, aplaudă copilul. Amin, așa să fie, consfințiră îngerașii. Ei începură să-i cânte preacuratei născătoare de Dumnezeu rugăciunea Cuvine-se cu adevărat. Copilul li se alătură. Florile îndrăzniră să-și ridice capul și să-și legene petalele în semn de preacinstire. Se simțeau onorate de vizita neașteptată. Pe locul unde plânsese copilul, se înălțase o floare nouă, ca un ghiocel multicolor, și anume, floarea lacrimilor nevinovate. La sfârșitul cântării, Maica Domnului rupse acea floare și o luă cu sine, plecând împreună cu îngerașii. Copilul se sui în spatele unui fluture și încercă să-i urmărească. După câteva fâlfâituri, fluturele obosi și plană pe un trandafir. Copilul urmări zborul luminos al îngerilor și goni din minte amintirea visului urât, trecuse.